referendumul din 26 mai, care se ține împreună cu alegerile europarlamentare. Prima temă, justiția. Aștept să spună românii că nu sunt de acord cu politicienii corupți la prima întrebare, în sensul că, da, suntem de acord cu interzicerea, suntem de acord cu interzicerea corupției, am vrut să spun. Dar, din păcate, așa departe nu putem să mergem și atunci putem să spunem, da, suntem de acord cu interzicerea amnistierii pentru fapte de corupție.